Deja s-a confruntat cu aceste aspecte, Facebook cu succes a reușit să îi blocheze câteva din postările despre carte, considerând că cumva tratează niște subiecte, nu știu, care ei le văd neconforme, neconforme da, în politicile acestui site, rețea de socializare. Așa, și ca să nu vă rețin foarte mult, eu pentru mine am prins așa un element de glumă din tot ce am citit. Priveam într-o zi o partidă de fotbal și mă gândează că altădată când voi privi un meci între Germania și Italia, deci când se privesc ca urmașii pe Germania, se privesc ca urmașii populației Demnaia, care joacă cu urmașii populației de agricultori neolitici reprezentați de italieni. În Anatolia, da. Da. Ca concluzie, ce să zic? Pot să spun că cartea este una curajoasă, este una foarte provocatoare și consider eu că este un imperativ pentru cei care se consideră literați neapărat să o citească. Așa că, Dorian, țin să te felicit și sper că viitorul o să ne satisface curiozitatea nu numai a mea, dar și tuturor celor care te urmăresc și să apreciază creația. Felicitări! În această carte, eu am pregătit componenta numită etnogeneză, despre natura etnilor. Dar n-am mai inclus-o în carte, pentru că am considerat că o să dezvolt ca un volum separat. Tot așa cum rasele au o proveniență evolutivă, sunt subunități ale speciei umane. În următoarea carte voi argumenta, nu zic că voi demonstra, fiecare va considera de cuvință, am demonstrat sau nu. Dar voi veni cu suficiente dovezi ca să argumentez că și etniile sunt subunități deja ale marilor categorii rasiale. Și între etnii diferența este nu doar culturală, nu doar lingvistică, dar și de fenotip, de genotip. Dar despre această lucrare o să vorbim la timpul potrivit, peste câțiva ani când deja o voi finaliza. Mă bucur că la invitația mea a răspuns și domnul Ireel Cipotaru, care este directorul Institutului European de Studii Politice. Ne cunoaștem de prin 2002-2003, când am fost, pare că sunt prima promoție de la studierea Institutului și de atunci colaborăm cu succes în domeniul instruirilor parapolitice, unde eu vin cu niște discursuri din perspectiva etologică, dar acum deja și dumneavoastră spuneți și vedeți despre abordările. Da, eu sigur că ce înseamnă să fii moderator la propria carte, aștept foarte bine să modereze vorbitorii. Nu vă pot spune lucruri așa deștepte și științifice, cum au spus distinși vorbitorii înainte mea, cu titluri academice. Deci eu mai degrabă sunt în două posturi, de cititor și de exploatator. Exploatator, Doreadă, cum a descoperit chestia aceasta, exploatez ceea ce Doreadă studiază în interesul studiului european pe care îl conduc, dar și eu cred că noi avem nevoie Republica Moldova, în aceste timpuri, deloc, foarte multe lucruri spun timpuri ciudate. Că foarte multe lucruri se strică, se schimbă, deci noi vorbim despre perioade post-post-post-post, post-sovietice, post-liberale, post-industriale și așa mai departe, dar nici nu știe unde merge, înspre ce merge. Și în calitatea mea, asta ca exploatator, pentru că eu cred că Republica Moldova avem nevoie de aceste platforme de discuții, de niște exerciții și demersuri intelectuale. Și din acest punct de vedere, încă nu am citit-o, am răsfoit-o, am luat-o pe diagonal, am recunoscut câte ceva, am reușit de acum să polemizăm un pic. Sigur că imediat am făcut comparații cu Yuval Noah Harari, cu Homo sapiens, Homo Deus. Sigur că am făcut și o comparație cu multiple studii în domeniul istoriei civilizației. Și vreau să vă, ca în calitate de consumator, deci două lucruri, câteva lucruri au mai răsunat aici, eu am să încerc să le formulez și eu din punctul meu de vedere. A fi original ce înseamnă? Astăzi, în viziunea mea, într-o lume foarte globalistă, deci această temă, într-adevăr, chiar și controversată, chiar și foarte periculoasă, chiar și foarte, foarte tabu, pentru multe decenii, mai ales în istoria noastră contemporană, deci Doreana a găsit această, în primul rând, această metodă, tehnică, cerință de studii interdisciplinare, în care se intersectează foarte multe discipline, dar eu cred că asta este astăzi expresia științelor umanitare, anume interdisciplinaritatea, în care se regăsesc și se
revăd în aceste studii și biologi, și medici, dar și filologi, dar și istorici, dar și sociologi. Deci, și aceasta face ca știința să devină mult mai polifonă, să devină mult mai multiculturală, polivalentă, dacă doriți. Sunt poate niște termeni uzuale, dar în orice caz asta este percepția mea și asta îmi place mie, de exemplu, ca consumator să citesc în ultimul timp. Și două, o sinteză dintre, dacă vorbim de sensibilitate, partea sensibilă a acestei teme, o sinteză extraordinar de bună dintre cosmopolitism și patriotism. Deci ambele sunt, în viziunea mea, niște extreme, în formă pură, nu le accept nici una, nici alta, dar așa o simbioză, o sinteză într-o cercetare, ca o abordare personalizată, într-un boom a epocii de comunicare, este probabil o găseliță, ceea ce a spus domnul academician, de originalitate. Pentru că pentru mine este originalitatea în această metodologie, care nu poți să o aplici pentru că o cunoști. Deci trebuie să vii de acum spre aceste tehnologii ca să poți produce ceva, ceea ce eu aș numi alt acum, în calitate de consumator, ar rupe provincialismul nostru. Deci noi ne-am obișnuit că suntem ceva mic, suntem ceva marginal, suntem ca un sandwich dintre două națiuni, nu știm să ne auto-identificăm, avem permanent probleme și atacul unor teme suficient de globale, suficient de tratate, este anume această fugă din provincialismul în care noi, fie că ne complacem, fie că ne zbatem, fie că nu putem fugi. Și pentru mine, Dorian este un om cu care eu mă regăsesc și sunt în consonanță, în calitatea mea de consumator și în calitatea mea de cititor. Și încă aș mai vrea să spun un lucru. Sigur că dacă să vorbim de și aici aș continua gândul pe care l-a început domnul academician cu Homo sapiens și aș continua cu Homo Deus. Deci noi trecem de la perioada de creare, de venire undeva, în perioada, cum spune Harari, de procreare. Deci oamenii au devenit și au început să devină creatori. Deci oamenii modifică și genetic și tehnologic ce și noi numim ființa umană, devenind ființe divine. Încotro merge procesul acesta? Nimeni nu știe. Forecasturile sunt foarte, foarte relative. Și eu cred că asta este pentru mine un lucru mult mai cutremător decât lava pe care noi stăm. Sau faptul că noi suntem o cometă care zboară într-un spațiu pe care noi nu putem concepe pentru că avem limitări de a concepe niște lucruri, fenomene fizice. Și, iată, această deschidere spre alte teme este iarăși o găseliță a lui Dorian și el, ca un bun marketolog, da? Și asta este marketolog, le trezește curiozitatea. Deci, faptul că o să citiți această carte încă nu este suficientă. Așteptați că o să fie continuare. To be continued. Și pe această notă optimistă, vreau să doresc lui Dorian să îndeplinească și să satisfacă aceste așteptări a vieților consumatori ca mine și ca voi, văd că foarte mulți tineri aici sunt. Este un lucru complicat, să nu credeți că este ușor să te familiarizezi cu astfel de lecturi. Este absolut contraindicat să fii ca manual, eu sunt împotrivă. Eu nu i-aș recomanda să participe niciun fel de concursuri, pentru că o să fii dezamăgit de subiectivismul și de faptul cât multă lume mai rămâne zbălăcită în provincialismul nostru. Dar îi doresc succes să aibă același elan, să continuăm mai departe. Mulțumesc! Mai avem un vorbitor, ultimul pentru serata de astăzi. Dar înainte de a-l invita, o scurtă remarcă, într-adevăr, eu sunt mulțumit pentru faptul că domnul Cibotaru a menționat acest element de interdisciplinaritate în lucrările pe care le prezint. Probabil este și o sete personală de cunoaștere, de cultură generală, de a încerca să combin mai multe domenii
pentru că la sinergia acestor domenii descoperi niște lucruri ascunse dacă le-ai privit doar din perspectiva, din punctul de vedere a domeniului respectiv izolat. Să vă spun cum s-a întâmplat cu mozaicul uman. Mozaicul uman, inițial, era un proiect de sintetizare a cunoștințelor din domeniul antropologiei umane, în domeniul biologiei evoluționiste. Deci, eu nu sunt instituționalizat. Nu fac parte din laboratoare sau din echipe de cercetare. Nu beneficiez de expediții sau de conferințe internaționale. Dar am o calitate pe care, da, poate nu sună modest, dar asta, la constatarea acestui fapt am ajuns, am capacitatea de a analiza și de a sintetiza foarte bine teoretic informația. Pot să lucrez cu un volum foarte mare de informație, să extrag esența, să o sintetizez și să o transmit altora. Deci, inițial, cartea avea o asemenea abordare. Dar ce îmi spuneți dumneavoastră, interdisciplinaritatea mi-a permis mie să găsesc, să ajung la starea asta care în domeniul științific se numește aha sau evrica. A fost după un somn, nu-mi amintesc dimineață sau poate cumva am anticipit la amiază. Țin minte, era după un somn că eu m-am trezit cu soluția originii umane. Pentru că dacă o să citiți această carte, mai ales partea 3, unde eu descriu teoriile cu privire la evoluția umană, o să vedeți că există un fel de dilemă sau controversă. Cum totuși a apărut specia umană? Cum s-a format? Unde? În Africa? Sau multiregional? În mai multe zone ale planetei? Și iată, anume faptul că eu am fost parțial în afara dezbaterilor dintre paleontologii axați pe domeniile lor, plafonați de cunoștințele din domeniile lor, mi-a permis mie interdisciplinar să vin cu o descoperire teoretică inovativă pe care am descris-o într-un capitol al cărții despre ipoteza evoluției mozaicale a omului. Nemijlocit cu titlul cărții, Mozaicul uman, este inspirat din această ipoteză pe care o prezint aici în premieră. Ea mi-a apărut ipoteza, ideea asta, anul trecut, prin toamnă. Țin minte că am împărtășit-o la câțiva cititori ai manuscrisului meu, vreo 4-5 persoane, care îmi spuneau că, da, posibil că tu ai dreptate. Poate, într-adevăr, omul a apărut... Deci, originea umană este multiplă în cadrul continentului african. Deci, omul are mai multe origini, nu una. Poate pare paradoxal ce aici spun acum și surprinzător, dar dacă o să citiți capitolul, o să vedeți toată argumentația. Ca acum, în vara acestui an, o echipă din 15 sau 12 cercetători internaționali au scris un articol într-un fel revoluționar, unde au spus că, uitați-vă, noi de zeci de ani dezbatem cum a provenit omul. Și nouă ni se pare că omul a avut o origine de tip mozaical. Mozaic-like. Eu trebuie să vă recunosc că a fost una dintre puținele episoade din viața mea când am avut câteva zile un fel de o stare de depresie științifică. Adică eu pur și simplu am simțit cum pe lângă mine, eu anticipând cu cel puțin jumătate de an o descoperire, care în domeniul ăsta poate fi considerat cruciala sau epocală, pe lângă mine a trecut gloria, da? Internațională. Adică eu dacă la momentul insight-ului respectiv aș fi scris imediat capitolul ăsta și l-aș fi tradus în engleză și ar fi apărut într-un articol într-o revistă științifică, de exemplu, nu zic de Nature sau Science, dar oricare altă revistă științifică, și aș fi pecetuit primul teza de ipoteză mozaicală, poate aș fi fost pomenit cumva în istoria științei antropologice, că a avut un numărecare, nu știu, din limba sarabeană, a spus ceva despre ipoteza mozaicală și el a fost primul care a vorbit despre asta. Deși încă nu-i târziu. Ei au spus doar că, acești cercetători în vară, au spus că omul probabil a apărut după un model de tip mozaical. Dar n-au formulat nimijlocit teorie sau ipoteză evoluției mozaicale a omului. Așa că eu încă am timp și lucrez acum cu traducerea în sensul ăsta. O datorez interdisciplinarității și o datorez faptului că uneori este util să privești lucrurile de la distanță. Să nu fii parte, să nu încremenești în proiectul cel de cercetare care este caracteristic pentru foarte mulți cercetători care se limitează un domeniu foarte îngust de analiză și sinteză. Igor Stoica de la Amnesty, care este un cititor pasionat, un amator apropiat de nivel profesionist de analiză și pentru mine este interesant în aceea că e ciudată. Și are ce cuvânt despre ea. Stimați prieteni, iată această carte, eu consider un lucru titanic. Eu am citit-o de la prima propoziție până la ultima.
și aveam o discuție cu Dorian pe rețele. Și așa s-a întâmplat, eu nu vă reține mult, că de pe la 17-18 ani eu tot citesc și citesc doar într-un singur domeniu preferat, un fel de pasiune, astrofizică, cosmologie și fizică teoretică ce ține de inflație și toate procesele respective. Deci, chestiunea asta e un hobby și chiar acum lucrez la un studiu în acest domeniu, dar eu vreau să spun un lucru. Citind de această carte, eu am văzut lucru complex și de sinteză, un lucru de analiză pur care nu trece printr-o concepție subiectivă, știți, eu așa cred și gata. O analiză pur obiectivă a evoluției proto-sapienșilor, da? Deci, Homo antecesor și alți antedecesori, înainte deci hominini, înainte de speciile mai avansate, precum sunt Homo denisovan sau Neandertalii, deci toate aceste descrieri care Dorian le face, bazându-se pe surse, pe contradicțiile și discuțiile savanților, eu le-am considerat foarte necesare, foarte utile, foarte principiale. Plus la asta, acest capitol cu privire la o abordare sintetică, mozaicală, o analiză din punct de vedere a genomului, o analiză din punct de vedere a craniologiei, o analiză din punct de vedere a particularităților diferitor populației în timp și în istorie și conform ultimelor date. Toate aceste analize au arătat pe bună dreptate, vedem că specia noastră Homo sapiens sapiens este multicoloră și ea este menită conform legilor evoluției, conform entropiei fizice, obiective a lucrurilor, să fie multicoloră și să rămână așa. Deci niciodată, ca un fir roșu, noi vom vedea, nu vom ajunge la o singură rasă monocromă, la un singur tipaj de hominini, de oameni, care poartă în sine doar un singur aspect, și nu au acel bagaj de 2% neandertalieni, 1% Homo denisovan și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Veți citi această carte, vă va place, eu sunt ferm convins. Am citit-o ca un nespecialist absolut în domeniul respectiv și mi-era extrem de interesant să aflu lucruri principiale noi, că evoluția e un proces continuu, ea continuă astăzi în zilele noastre, în Republica Moldova, în toate populațiile și globalizarea e doar un factor care doar stimulează asta. Nu unifică, ci diversifică. De aceea vă mulțumesc foarte mult, eu mulțumesc foarte mult lui Dorian. Îi doresc mult succes în viitoarea lui lucrare ce ține de diversificarea populațiilor pe gen, pe etnii. Eu cred că asta va fi o continuare bună a acestei lucrări. Din toată inima să o citiți și dacă vă va interesa să mai citiți ceva și din alte domenii, precum este astronomia, cu mare plăcere, poate vă voi prezenta și la altă nivel. Mersi foarte mult, Dorian! Dovada că eu răci până la capăt, știi despre ce vorbesc în penultimul capitol și ultimul, da? Da. Ideea este următoarea. Apare o întrebare așa, recurentă, repetată, constant. Rasele vor dispărea? Sau diversitatea umană va dispărea? Ne vom uniformiza ca populație globală? Și atât eu, după ce am scris modul în care au apărut rasele contemporane, grupurile etnorasiale, ajung la constatarea că, de fapt, diversificarea este o regulă a evoluției. Asta, așa și sunește, practic, ultimul capitol acestei cărți. Potrivit regulilor evoluției, există o tendință spre diversificare continuă. Un fel de entropie a lumii vii. Așa s-au format speciile, subspeciile, rasele în lume vie, divergență, diversificare. Tot așa au apărut rasele și etniile umane și această diversificare va continua. Și avem